Reprezentanții asociațiilor de elevi din București, Ilfov și Constanța au mers în această dimineață la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a depune plângerile penale pentru abuz în serviciu împotriva prim-ministrului Ludovic Orban, a vicepremierului Raluca Turcan și a ministrului Educației Monica Anisie. Cea mai mare supărare a elevilor este legată de selecția între copii făcută de premier în privința măștilor de protecție oferite de guvern. Măștile nu trebuie cumpărate în buzunare proprii ale elevilor sau ale profesorilor. Ele trebuie finanțate de către stat, oferite de către aceștia, pentru a ne putea asigura că nu putem să luăm în calcul scenariul în care se creeze focare în unitățile de învățământ. Abuz în serviciu pentru că toate cele trei persoane pe care le-am menționat anterior nu și-au îndeplinit atribuțiile legale și până la urmă tot ceea ce nu au făcut a rezultat la lipsa educației din momentul 11 martie și până în prezent. Extrem de criticată este întârzierea tabletelor promise de guvern și care sunt așteptate de luni de zile. Acestea nu vor ajunge la copii până la începutul anului școlar. Elevii consideră că acest aspect duce la un dezechilibru în educație, într-un moment în care acest domeniu are mare nevoie de finanțare. Numărul real al elevilor care au nevoie de aceste dispozitive este de 900.000. Ministerul Educației a făcut achiziția pentru 250.000 de dispozitive conectate la internet. În aceste condiții, reprezentanții elevilor din București, Ilfov și Constanța spun că nu sunt de acord cu prezența fizică la școală a elevilor. Recent, premierul Ludovic Orban a declarat că are convingerea că în mediul școlar elevii vor fi mult mai protejați de infectarea cu COVID-19 pentru că vor fi supravegheați.